s-a bazat în suflet, în credere și curaj, care am demonstrat astăzi. Cred că astăzi am stat peste tot, toate aspectul, cred, în toată comunitate, și atac, și, și apărare, și nostru portarul a stat, și faza a doua, și a funcționat tot. Toți jucătorii sunt foarte mândri de tot care a jucat, tot care a intrat, a dat un plus pentru să ieșim cu o victorie. Avem scheme pentru toți jucătorii, nu e pentru unul, nu, pentru toate scheme sunt, lucrăm, că sfârșit avem un șut clar. Astăzi a venit mai multe minge la Marianovici, mine va fi alt jucător, da, și Marianaț, dar sunt foarte fericit că ne bucuram de handbal. Asta e important, după o pauză lungă, 4-5 săptămâni fără un meci. E greu, dar nu putem să plângem, că pentru toată lumea e la fel. Mare problema noastră a fost ultime săptămână, că am început să antrenăm, intrăm la izolare, începem să antrenăm la izolare, așa nu pot să fac o formă care doresc, dar astăzi cred că a demonstrat toți jucătorii că sunt un profesioniști până la capăt. Este un pic și peste așteptări, dar e o victorie muncită. Și în momentul în care muncești, e normal, cred că să vină și rezultatele. Ne-am dorit foarte mult, pentru că venim după o perioadă în care am fost un pic rupt cu virusul și avem cele 5 meciuri pierdute, și una e să pierzi pe teren și alta e să... Na. Și asta te... cel puțin pe noi ne-am ambiționat astăzi să prestăm în felul ăsta. Ne rugăm și noi să rămânem sănătoși în primul rând, să ne pregătim la fel și dăm înainte. Ne-am așteptat la un meci greu. Știam că Focșani este o echipă bine pregătită, atât fizic cât și tactic. Dar prin neatenție și greșelile noastre și adversarul impunător, nu am ajuns la rezultatul pe care ni l-am dorit. Trebuie să ne pregătim cum toate echipele se pregătesc. Trebuie să trecem peste această fază ca să fie cât mai devreme să fie bine, să revină totul la normal. Drumul nu este un obstacol. Suntem obișnuiți cu drumuri lungi, plecând dintr-un colț al țării. Și suntem cu capul sus, încercând să facem un rezultat cât mai bun la fiecare meci. În special în prima repriză, pentru că repriza a doua am terminat-o la egalitate. Am fost mult mai aproape de ceea ce trebuia să se întâmple azi din punctul nostru de vedere, însă handicapul din prima repriză a fost foarte mare și nu l-am putut surmonta. Oricum, sunt niște puncte pe care, după care s-ar putea să plângem, pe care noi mizam și care consider că le-am pierdut destul de ușor și într-adevăr categoric. Astăzi, și asta datorită jocului slab, moale, fără tonus, fără, mă rog, practic nimic din ceea ce ne-am propus din prima repriză. Repriza a doua s-a jucat așa, din inerție. Din inerția, mă rog, și din încercarea de a salva ceea ce se mai poate salva, și echipa a fost mai mobilizată. Au fost momente bune, din păcate am mai avut încă niște situații în care am pierdut mingile destul de ușor, fie cu ratare, fie cu greșeală tehnică, dar per total repriza a doua n-a fost un area. Dar am avut două reprize și prima repriză a fost mult prea slabă pentru noi. Dar asta a fost. Trebuie să tragem repede concluzii la acestui meci și să vedem de ce am ajuns aici, pentru că timpul nu stă în loc și vom avea un meci foarte greu săptămâna viitoare cu Steaua București, un meci pe care trebuie să îl abordăm diferit și cu un joc mult mai bun. E Vlad Caba mulțumit de Liviu Caba? Per total, pentru ceea ce face în ultima perioadă, sunt foarte mulțumit de progresele lui și de seriozitatea pe care o are. Însă e foarte mult de muncă și alături de ceilalți colegi al lui tineri, sperăm să acumuleze cât mai multă experiență și să fie tot mai util echipei, așa cum ne-am propus încă de la începutul acestui proiect.